Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, politicile economice implementate de guvernele PNL în ultimii 3 ani demonstrează că măsurile liberale au fost corecte, oportune, că operatorii economici români, puternic loviți de criza sanitară și de cea energetică, și-au revenit, că cei mai mulți antreprenori români vor să-și dezvolte afacerile, să producă mai mult, mai competitiv, și că numărul locurilor de muncă este în creștere, de la o zi la alta. Recent, datele oficiale comunicate de Institutul Național de Statistică ne arată că peste 45.000 de locuri de muncă sunt neocupate și că angajatorii caută cu disperare angajații potriviți pentru acestea. Unii politicieni s-au și grăbit să spună că iau soluțiile magice și că vor aduce angajați din Asia sau Africa. Dar ce? Românii nu-s potriviți să muncească în România? Întrebarea este, de ce românii nu sunt încurajați să ocupe acele locuri de muncă? Nivelul salariului? Nivelul calificării? Condițiile de muncă? La aceste lucruri trebuie să răspundă angajatorii români. Stimați colegi, vreau să demontez o știre falsă care este mereu prezentă în spațiul public din România. Citez, nu găsim angajați români calificați. Eu vă spun că avem nu sute, nu mii, ci milioane de angajați români foarte bine calificați, care lucrează astăzi în statele dezvoltate ale Uniunii Europene, la standarde chiar mai ridicate decât în țara noastră. Soluția nu este să aducem în România angajați de pe alte continente. Soluția este să aducem în România profesioniștii români care au lucrat și lucrează la Milano, Roma, Berlin, Paris sau Londra. Orice angajator român știe cât de bine sunt calificați aceștia și cât de ridicată este productivitatea muncilor. Așadar, pentru a-i ajuta deopotrivă atât pe românii despărțiți de familiile lor, care muncesc în prezent în străinătate, cât și pe antreprenorii români care au nevoie de angajați profesioniști, cred cu putere că trebuie să găsim soluții pentru diminuarea poverii fiscale asupra salariilor, să găsim stimulente fiscale pentru angajații care se întorc și pentru antreprenorii care angajează români, să sprijinim și să stimulăm tinerii români să rămână în țară, să-i calificăm și să-i plătim la standarde europene. Haideți să nu dăm curs soluțiilor absolute, pentru că soluțiile pentru România sunt românii. Deputat Valentin Făgărășan.